Salutare și bun venit la Pescuit cu Total Fishing. Din nou rămânem ancorați în lumea răpitorilor. Sunt Radu Dăscălescu și alături de mine. Înainte să-i spun numele, aș vrea să înțelegeți cam ce a reușit să facă până la acest moment. Voi citi de pe foaie pentru că sunt foarte multe informații. S-a apucat de concursuri în 1974. Are la activ peste 600 de concursuri, majoritatea în Italia. Atenție la păstrăv. Din cele aproape 700 să se estimăm noi, 300 de concursuri s-au finalizat cu medalie de aur. În 2018 a fost rezervă mondială a lotului național al României în pescuitul la un Campionat, iar în 2019 campion național în pescuitul Păstrăvului de la Mal. Roberto de Bortoli se numește. Roberto, bună seara și bun venit Aseara. la Pescuit cu Total Fishing. Bine v-am găsit. Mă bucur că sunt aici alături de voi. În seara asta o să stăm de vorbă pe mai multe zone. Să știi, îți spun din capul locului Aș vrea să ții garda sus pentru că intrăm în ring la sparing Sper că ați pregătit întrebări pentru că este una din puținele ocazii în care Timpul îi permite lui Roberto să ni se alăture Și să descoperim atât tehnici și strategii pentru pescuit la dar Și pentru pescuit la șalou Mare atenție, un mare iubitor și un om cu experiență vastă în pescuitul șaloului pe Dunăre Și prezent de asemenea la Mr. Copito Trophy Și revenind... Asta spuneam, vreau să ți garda sus, sper că oamenii au pregătit întrebări. O să plecăm așa, mai agresiv, că ți am zis că suntem în ring acum la, la sparing. Perfect. Există asemănări între păstră și șalău? Părerea mea, da. Sigur, există o asemănare de comportament ca și principiu. Adică, la, la, la ce te referi? Mai mult este în căutarea lui. Mm -hmm. În așa fel cum trebuie să înțelegem cum să căutăm păstrăvul. Okay. <coughs> Aceeași lucru trebuie să facem în cazul meu pe Dunăre, când căutăm alu. Trebuie să înțelegem unde s-a așezat, unde trebuie să-l căutăm. Okay. De fiecare dată este diferit. Așa este și cu păstrăvul. Sigur, experiența cu a, la mine în concursuri este mult mai simplu la păstrăv să-l să găsesc. Eu, Asta pentru că e și lui... Da, este și... Cum o vorbă care aveam și noi, reușesc să citesc apa la păstă foarte bine, experiența. Dar de asta cred că am ajuns să pescuesc cel mai mult pe Dunăre, pe apă curgătoare și pe apă naturale. Sim. Îmi place să pescuesc și pe baltă, dar căutatul unui șalău pe, pe, pe Dunăre de altă satisfacție. Un singur pește prins pe Dunăre, pentru mine e altă satisfacție. Și mare. Și mare când, se poate, când nu este. se poate. Chiar asta este perioada în care a să-i căutăm pe cei mari. Apa mm -hmm. s-a răcit, puietul a dispărut, se pregătește de cuibărit. E a, activ și șalou acum pe Dunărea? Ca idee, în ultima săptămână este activ. Asta știu din informații. A fost o perioadă, ultima lună nu prea a fost activ, nu s-au făcut capturi. Mm -hmm. a, a fost schimbarea între prima perioadă de ploaie, soarele, soarele la a cam oprit. Dar în ultima perioadă a început să meargă din nou. Să ajungem și acolo la șalou. Aș vrea să plecăm puțin în zona de păstroc, da? pentru că... Așa mi-am propus, oameni buni, să începem cu păstrăbul, să ajungem la șaloc. Să înțelegem că de la un răbitor de talie mică, puțin mai mare ca pixul uneori, când e vorba de indigenul de la noi, da? da. E mic până la și cât masa asta de, de mari. Când te-ai apucat tu de concursuri la Păstrăv? Bă, în Italia m-am apucat în 74, în România m-am apucat acum 3 ani. Așa? Acum 3 ani, un prieten foarte bun, Dan Inginerul, mi-a zis, hai că uite este, hai să vedem, tu te pricepi. Sigur, eu n-am pescuit păstrăv în Italia la spinning. Eu am pescuit cu un moment okay. natural, era alt stil Dar principiul este că păstrăvul Nu contează de ce țară ești, are cam același comportament M-am bazat pe, pe, această, pe acest principiu Și mi-am chiar primul concurs care am fost A fost a, pe Valea Buzăului okay. Și în prima zi, sincer, la sfârșitul primei zile Vreau să renunț, Zic, mă, nu este pentru mine Cunoștințele mele, eu am stat 20 de ani Fără să pescuiesc păstrăv Am pescuit Pauza doar șalău doar Și în sâmbătă, în primul concurs nu mi-a ieșit nimic, am prins doi pești, nu, nu m-am regăsit. Obișnuit cu bețe de 13 metri telescopice la lansete de 2 metri, nu prea mi-a picat mie. Da, hmm. nu. No. În schimb, a doua zi, duminică, am reușit să câștig sectorul. Bun. Asta mi-a dat un pic de încredere că se poate. Și de aici a început toată această, să zicem, aventură. Toată această aventură. În primul an terminăm pe locul 7 la, la general. Am fost în Bosnia cu echipa națională, cu lotul național ca și runner. Ok. Sigur, ieșirile astea ajută foarte mult. Asta e un avantaj. Anul trecut am fost rezervă oficială și în pe cu 5. Și anul ăsta am reușit să câștig campionatul național. Și anul, 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 anul ăsta de fapt da, Deja Anul trecut, 2000, da, exact, în 2020 2020 o să mergem cu tot lotul național în Portugalia la campionatul mondial Sperând să Felicitări. aducem pe podiu Steagul României Roberto, din cele 600 de concursuri la care ai luat parte Care este, din punctul tău de vedere, cea mai prinzătoare nălucă la Păstrăv? Aici este... Nu pot să zic. Eu sunt un fan, un pescar de, de silicoane, de, okay. de gume. Asta este, bine, fiind obișnuit să pescuiesc cu momente naturale. Așa. Fiecare nălucă are momentul ei. Nu avem ce să... Nu, nu pot să spun care este uh, uh, fix cea mai bună nălucă. Într-un concurs, că da. vorbim de concursuri, uh, normal, majoritatea persoanelor, toți pescarii, majoritatea, să începem cu rotativă. Este o momeală care putem căuta mult mai multă apă, da, pe vreau să intru puțin cu tine în particularitățile unei rotative de păstră Foarte bine că ai deschis tu subiectul Deci rotativa da. e prima nălucă care intră da, Și eu încep așa uh -huh. Totuși fiind pescar de, de gumă, dar eu le spun gume Asta Da, păi nu, gume e denumirea pe care uh, știe la început, cred că majoritatea, ca și principiu, încep cu rotativă este, este pentru faptul că, în primul rând, la început, peștii sunt mult mai activi, uh -huh. sunt rapizi acele trei ancore, trei cărlige, ancora, îți permite pe noi de barbetat, da. să ai o altă siguranță să aduci peștele și așa se începe. Dar eu ca și principiu imediat schimb trec pe un pescuit, trec pe, trec pe gume. E mai tehnic pescuitul pe, pe gume? Îl vezi ca fiind un pescuit mai tehnic decât da, pe lingură? este mult mai tehnic. După părerea mea este mai tehnic. Așa? Uh, uh, în ce sens? Guma trebuie să o prezinți altfel. Uh, rotativa este, ok, o mulinare constantă, să poate face niște okay. lucruri. Guma trebuie să o lansezi în locul care trebuie, trebuie să se ducă sub piatra, care ai gândit că există prezența unui pește. Ok. Uh, și să, guma să poate modela păcărlig pentru a fi folosită un pic uh, după cum ți se pare că reacționează peștele. Uh, un exemplu care l-am avut, dacă pot să aduc un exemplu, Sigur. anul trecut am fost în Franța. Ok. Am fost în Franța, în antrenament am pescuit cu rotative, ca așa să începe în mod normal. Da. Peștii ratau foarte mult, ratau foarte mult, îi pierdeai pe drum, erau agățați foarte prost. Trecând pe gume, trecând de pe, pe, gume și chiar la pescuind cu gume, păstrăvii culegeau guma de pe fund. Nu o luau în cădere, nu au, a fost una din lucrurile care le-am văzut în antrenament. Ok. Și, ca idee, preferau gume foarte mari. Același gumă tăiată în două, uh -huh. vorbind de gume de 6, 7, 8 cm. Totuși. OK. E, mari mari, lăsată pe fund. Uh -huh. e, pescuit un stil, cum îi spunem acum mai nou, este bottom. Concluzia care a fost la mine, e, în a doua zi, duminică am intrat eu. Am pescuit eu. E, vedeam pește alergând guma, dar să jucau cu ea. Cum adică Uh, Venea un urmă aici da. Și o pierdeau uh, sau ce? Nu. nu nu atacau sau se jucau pur și simplu. Nu câte 3-4 pești, dar nu... Nu atacau. Nu, 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 atacau. nu, nu finalizau. și nu Sau urmăreau. atacau foarte prost, la gățai, pierdeai pe stradă. Dacă o lăsai să coboare pe fund, îi vedea cum coboară și atunci o mânca. Hmm. Atunci o lua. Asta a fost uh, una din lucruri importante în concursul, repet, discut de concurs, nu vorbesc da. de selbatic. Este comportamentul pește. Asta mie mi-a dat de înțeles că cei păstră populați erau obișnuiți în căzi de apă destul de puțin adâncă. Era obișnuit okay. să ajungă să mănânce de pe fum. Uh -huh. Asta a fost uh, uh, da, concluzia. Bună observația! Uh, și ca detaliu și mai, uh, mai, mai subțire, așa, mai detaliat, pescuiam cu un roz mai pal. Okay. Uh, Ai ceva la tine? Adică nu e o problemă să le vedem pentru că mă că sunteți curioși atât cât se poate vedea o nălucă de, uh, de oameni. Eu, eu pescuiam cu un roz mult mai pal. Flutură-l puțin așa la cameră, te rog. Nu, nu da. le deschide încă. Flutură tot pe nara. Adică multe, sunt, foarte, sunt multe. multe dar eu un roz puțin. pal, trecând așa. pe un roz foarte ciclam. A, uite, e un roz. Doar nuanța. Dăm voie puțin să da. le... Doar uh, nuanța... Bănuiesc că sunt bine închise plicurile, da da? Da, da, da? da, Adică nu se întâmplă nimic dacă... Deci ca, da. ca idee să vă faceți și aproa... <laughs> problemă. Au căzut. Ai au bine, căzut e bine, e roz dacă au căzut, înseamnă că sunt prinzătoare, da? Asta este la prima strigare o parte din trusa lui Roberto, tot ca, după cum vedeți, de, de gume pentru păstrăv și de. ce mi-a în ochi, nu prea sunt foarte multe culori. Sunt câteva variații, dar sunt maxim 3-4 culori, dacă am văzut eu bine până acum, da. principale. Gumele în păstrăvi de concurs Așa? care strângă culoarea, culoarea gumelor se restrânge foarte mult. Peștele este foarte activ la început să folosesc culori foarte puternice. Da, păi Spre... văd că deja am umplut caietul pe aici <laughs> da. cu arome, cu gume, cu de toate. Aroma e o, altă, e o altă, intrăm în altă discuție cu aroma, asta este. Dar pe, în timp, după da. ce primele manșe, peștele este înțepat, este speriat, normal se pescuiește pe ape limpede da. și atunci trebuie căutat o variantă mai light de pescuit, să folosesc gume mai, mai gume plutitoare, uh -huh. okay. Floatinguri, Floating uri și să merge pe culori un pic mai închise. Încercăm să ne apropiem chiar la ce sunt obișnuite ele, la mâncarea care se dă, așa să trece pe negru, pe maro. Am înțeles. Și lăsată lăsată mult mai natural să cadă, ajungem să pescuim cu jiguri de 0,2 grame. Bum. În concursul nu se pot folosi crige nelestate. Da și cel mai mic les care am reușit să-l folosim este 0,2 grame. Și asta ne lăsată curs aproape natural, chiar să recuperează cum foarte Cum lași cursa, mult Roberto? Cum lași cursa natural? Cum, cum faci treaba asta? Cum o conduci? Care ar trebui din, să... Eu din lansetă. Din uh, lansetă? Uh, da. Uh, lanseta, spermi... Lanseta de asta la silicoane, hai să zicem, da. se silicoane, eu folosesc uh, lansete ceva mai lungi okay. uh, ca să o pot conduce printre pietre. Cioè, trebuie mers și scos peștii obosiți, din locuri mai puțin accesibile. Și trebuie să-i dai o, o, o secundă să poată să vină după ea, să poată să o ia. Diferența și când peștele încetinește, uh, când peștele încetinește, poți să o la când îl vezi venind, îi lasă-l înghită, lasă-l ia. Eu pescă... e, e important, iartă mă cât întreb, aportul vizual al pescarului asupra comportamentului păstrăvului în direcția înăllucea, adică peștele. mine mai... da. Pentru mine face diferență? Adică e... înseamnă 0,8 pești prinși în plus într-o manșă sau nu? Chiar mai mult. Chiar mai mult țare decât media asta, Eu nu? pescuesc foarte mult la vedere. nu Și, uh, cum să spun, noi suntem obișnuiți cu ape foarte limpezi. Uh, păi să de... în Italia în România și o rezolvăm <laughs> cu totul Dar și la ape noi apele sunt limpezi, de... dar eu pescuesc foarte mult la, la vedere. Okay. Uh, când am apa un pic mai, mai tulbure, îmi devine un puțin mai greu. Uh -huh. mă obișnuiți așa... Sunt obișnuiți pescuind foarte mulți indigeni. Bun. Indigen are un alt comportament, că și aici trebuie diferențiat un pic indigenul de curcubeu. Ajungem, ajungem și la clasa de. O, de, o să ajungem o să ajungem și la indigen versus uh, curcubeu. Uite, chiar notez lucrul ăsta, ca de fiecare dată oameni buni, caietul, toate emisiunile sunt controlizate aici. Nu uitați să ne ajutați cu un share, pentru că de data asta chiar cred că o să fie o emisiune interesantă și importantă pentru cei care iubiți pescuitul la păstrăv. Uh, le vom urca pe canalul de YouTube la final. O să fie o oră și jumătate în care chiar îmi doresc să veniți cu întrebări către Roberto, pentru că, repet, nu știu când și dacă se vor mai alinia planetele și bărbosul să ne facă o astfel de ocazie încât să zică gata, am sunat la Sfântul Petru, trimiteți-l pe de Bortoli la Total și că facem treabă. E puțin mai greu, pentru că fiecare stă cu timpul cum stă. Revenind la tine, cu rotativa am înțeles, o bagi în apă. Dar ce înseamnă o rotativă de competiție versus o rotativă clasică pe care o la și la un păstrăp. Ce ar trebui să însemne o astfel de rotativă? rotative da. sunt sunt foarte multe rotative se găsesc toate, dar cele care se folosesc în mod uzual, nu, Acu, okay. și dau randamentele, le cunoaștem un pic, toți sunt Astea japoneze. Da, cred Japonia, că da, da. Toată lumea știe că Japonia are uh, păstrată. Okay. Dacă pot să spun. are seul, că... avantajul, după părerea mea, cel mai mare avantaj a ARS-ului este uh -huh. că, și la noi care avem ape foarte mici, nu trebuie activat. În momentul în care l-ai lansat, imediat da. pornește și poate să scoată peștii din apă mică pe malul opus. Uh, okay. Asta este una din. Rotativele clasice sunt, există foarte multe copii, dar o copie, rămâne o copie, este Mepsu. Mepsu pentru mine este... Băi, e un clasic în viață, Mepsu, da. Da, este un clasic, asta a fost și chiar în Franța. Okay. Și mai sunt multe rotative handmade, dacă pot să spun. Da, eu, eu, am, să eu, spunem, eu folosesc niște da? rotative de la, care le face domnul Teleanu, domnul Viorel, cu care am discutat și au creat niște rotative care chiar fac diferență. maps există multe modele, dar copile da. nu au aceeași randament. Asta am văzut pescuind, pescuind în mod, în, mod, în mod real pe apă. Și pot să, același lucru pot să spun că cele lipsește la are uri este da. culoarea aceea argintată care noi suntem obișnuiți hmm. să o folosim, Gintele. care o are maps care probabil este na, faptul că este mult mai naturală în momentul care, în care este în apă. Am înțeles. Avem aici câteva întrebări. Bună seara, da. domnul Cristian Eni și domnul Bogdan Mihai. Domnul Bogdan, promis să revin la prima noastră întrebare vis-a-vis -vis de guma preferată a lui Roberto de Șalău. Uh, revenim sau practic o să discutăm uh, la momentul la care intrăm în, uh, în zona de Șalău și să vedem exact ce a făcut Roberto pe acolo. Te întreabă domnul N. Cristian, salut Cristian, ce lansetă folosești? Și bănuiesc că o să discutăm de lanseta de rotativă și de lanseta de gumă deocamdată când am ajuns la voblere. Da. Hai să vedem, ce, care e din punctul tău de vedere profilul lansetei de păstrăv de rotativă, dar atenție de competiție. Ca să nu intrăm în zona în care să zicem că este o lansetă all-round, bănuiesc, nu? Adică ai un model preferat dedicat pentru lingură, nu? Pentru rotativă, da. Eu, da. Bine, eu folosesc, sunt un, a rămas un pic all-style, Ok. dar pe rotative folosesc, sincer, vechile SC2 de la Sencroa, okay. grafitul, elasticitatea grafitului. Mi se pare că prezintă nalogă mult mai natural și ținând cont că în concursul noi nu uh, folosim barbetă, elasticitatea care îți îți permite să aduci peștele fără să-l pierzi fără să-l pierzi în, în momentul recuperării. Uh, asta e ce folosesc eu Înțelege. lansete all round Așa. nu prea există. Eu la gumă, la silicoane sunt un pic mai delicat fiind pescuitul meu de bază. Da. Uh, îmi plac lansetele blectorate. Uh, și cel mai mult îmi plac sau folosesc cele blectorate, obișnuit să indigeni. indigenii. Indigenul are un comportament alergă în luca, după ce a luca, să lasă la vale. Hm. Și atunci, lanseta blectorată îi lasă o clipă să poată să, să l înghită. Da. Asta, de asta am trecut pe lansete destul de lungi, 2,20 m, 2,30 m, pentru condusul, pentru a putea da. conduce între pietre. Pentru o prezentare cât mai când optimă, mai, da, mai a optimă. siliconelor. Eu am învățat tot de la domnul Teleanu mi-a zis mie și asta am văzut și eu. Păstrelui nu poate să închide ochii. Când este foarte mult soare, el se trage la umbră. Este un lucru care trebuie calculat în concursuri. Primul, peștele populat are un comportament. ce e dacă peștele s-a tras la umbră, toți s-au tras, că sunt toți din aceeași crescătorie. Asta da. e unul din lucrurile importante de înțeles când se intră în concurs. Comportamentul peștelui, ce pot să spun sigur, unul din lucrurile care ne interesa pe noi, chiar și în Italia, este crescătoria de unde au fost populați pești. De deci ce? Au mereu aceeași comportament, așa sunt obișnuiți. Uh -huh. Și în cazul în care este soare, chiar am avut o discuție la un alt concurs, tot pe Valea Buzăului, el se mută la umbră, ne putem să închidă. Și atunci, pescând pe, pe 20-30 de centimetri unde este umbra, în piatra din față, da. și la 30 de metri trebuie să poți să controlezi nălucă. Și aici subintă o lansetă, este greutățile care le folosim. În modul în care o prezentăm, că nici nu putem lansa la 30 de metri cu un gram, doi, că e, imediat da, e, rămânem blocați. Da, și trebuie da. să scoatem peștii din 30-40 sub o creangă. Lanseul precis te ajută să scoți, să scoți din amorțeală deci, peștii. Deci, și lanseta mai lungă, cu atât și precizie mai mare sau... Depinde de lansete, sigur. Trebuie okay. lansete aici. Lanseta pentru mine nu e un lucru de marcă sau este prelungirea brațului. Ce Bun. simți în mână și în primul rând, la păstră, ai e Eu nu sunt sincer cu... de asta vă spun eu că scuiesc un vechi, că așa îmi vine mie bine în mână. Am văzut uh, și niște lansete de la Heracles. Da. Ce poți să-mi spui despre ele, pentru că le-am văzut la tine. Eu folosesc foarte mult Hildu uh, de la Heracles. Okay. Uh, este o variantă într-adevăr all-round, uh, când mi-au prezentat-o la Heracles. Da. Uh, eu am crezut că este o, o lansetă potrivită pentru gumă, fiind blectorată și cine le-a desenat pe acolo, Franco Mancini, este tehnicul de acolo, mi zis, uite, nu crede în și la rotativă. Este lanseta, eu intru în prima manșă cu două lansete, pentru o chestie de timp. Okay. După aia trebuie să rămâi cu o singură lansetă, e foarte greu să te miști prin pomi, prin tot felul dacă se cu două, trei lansete. Și ce am găsit o round este, este, această lansetă de la, de la Heracles, 2,20 m, care este ok la oxilantă rotativă și gumă. Asta îmi permite să mă misc cu o singură lansetă. Nu este ok la Wobbler, pot să spun. Da, nu, e foarte important de știu că lansetele din zona asta sunt extrem de tehnice, sunt nișate, adică nu prea găsești să folosești și colo și colo. Nu, aceasta da? este o lansetă destul, de, destul de all round. Mai era, era, un model Genesis care este născut pentru Big Area. Uite, apropo, de țineți vorba, bună seara, domnul Cristi Scârleț. Cristi, te întreabă în felul următor, lanseta de trauteria se pretează și la pescuitul pe ruri? Uh, nu, personal o foarte mică marge dintre ele uh -huh. sunt uh, eu vorbesc tot de competiții de competiții, okay. aici de spune nu. clar Trout Area, cred că așa am nimerit bine, am citit bine da, am da. de Trout deci nu e competiție sunt, putem să intrăm în discuția și de Trout, vom discuta da. și de Trout Area pentru mine, doar o mică parte din cele de Trout Area se pretează și la pescuitul pe peru, în primul rând că sunt foarte scurte, uh -huh. în principiu, și sunt făcute pentru altceva. Nu sunt făcute când pescuim trotarea și aducem un pește, nu avem curent, nu avem pietre în care trebuie să sară peștele, să se rămână în cărlig. Trotarea, totuși, este un, o recuperare a peștelui destul de regulară. Pe -mal, -ă, mal nu este. Sunt tot felul de, de probleme în timp ce aduci peștele. Am înțeles, uite, vreau să facem acum uh, un salt și să plecăm de, sau să coborâm de la Munte de la Păstrăp, să venim până jos la Dunăre, pentru că tot am vorbit noi de lumină, de curent de apă, de structuri. Hai să vorbim puțin despre și să începem cu ceea ce ne-a rugat domnul Bogdan Mihai. Da. Ne-a pus o întrebare direct, așa ne-a bubuit, pentru că asta l-am și rugat de altfel. Care este guma ta preferată la șalou? Dunăre, dacă ai așa ceva sau da, ai o selecție uh, de gume, nu știu Nu, Am o selecție de gumă, în ultimii doi ani Heracles a produs o gumă un pic particulară uh, un Left Eye Worm care, pot să-l are o formă uh, mai particulară Este așa Putem mai, să o arătăm uh, spre cameră pentru că asta, se vede cu siguranță uh, În perioada asta șalău să trage la pomi, cum le spunem noi să okay. pregătește de, de pomi și trebuie să-l pescuim în pomi uh, cu da. foarte mari și această, acest model de gumă care folosesc în ultimii doi ani, chiar și sâmbătă trecut am avut niște rezultate foarte importante, uh, are o vibrație foarte mă, măruntă, dar se pretează foarte bine și pe montajul offset. Pescuind în pom, nu putem să nu folosim, nu putem să nu folosim okay. offset. Și vibrația asta măruntă a făcut foarte mare diferență. Eram cu un coleg de-al meu în barcă. Puțin truf, uh, sper că o să o țin suficient de bine. O să cer să-mi spună colegii mei dacă o țin bine, dacă se vede. Da? Deci este, în primul rând, tipul de vibrație de aici. Este vibrație. Vibrația. Vibrația da. are o vibrație foarte măruntă și da. foarte rapidă. Ok. Asta, practic, este o gumă care are la bază evoluția apei. Se bazează da. pe. Da. Și chiar ținându la doar oprit, uh -huh. cu dacă oprit, dacă o ții pe loc, oprit, tot el vibrează mișcă. coada aia, are uh -huh. o vibrație foarte mare. Am înțeles. Are o vibrație mare și îl activează într-un mod. asta este în perioada asta. În perioada asta... Da, aici aici asta vreau să, să te mai întreb, Roberto. Tu, ai pescu, tu pescuiești Dunărea la Oltenița. Că m-am documentat suficient de bine și o faci de vreo 15 ani pe zona da, aia. Pe acolo, cu barca da? de 10. Ca cu aici. barca de 10, ok. De 10 ani cu barca pe Dunăre. Măi, ce se întâmplă cu șalei vara? Ce se întâmplă cu șalei... Iarna, din punct de vedere al comportamentului Cum vezi tu, că e, tranzițiile noi aș vrea să le discutăm în această emisiune Sigur, pescuitul de șalău Vara, cred că este un pic mai complicat El având foarte mult Are mult, găsește foarte mult De mâncare, da. de păcălit Este mult mai greu vara se pescuiește În principiu noaptea, când urcă el de pe praguri Apa este mai caldă uh -huh. nu este, Eu sincer nu-l pescuiesc vara Ok, nu, nu, dar ai nu avut ier. partide Vara la șaloui. Am avut partide, dar Mie nu -mi place să stau noaptea în barcă mi se pare destul de riscant okay. și atunci am, am evitat. Știu că se pescuiește noaptea, se pescuiește cu wobblere. Eu nu sunt un pescar de wobblere, recunosc. Și la am deficitul ăsta este o parte care... N-ai încredere, încredere în vobler sau de ce? Nu, nu am încredere. Nu e vorba că nu am încredere. Am avut concursul în care m-a salvat voblerul, dar nu mă simt eu dar uh, e, pregătit da. pentru voblerul. Voblerul, tot așa ca orice fel de pescuit trebuie totuși o experiență și încredere în ce faci. Categoric. Eu sunt convins că cel mai important la Nălucă care o folosești este să încredere în ea. Dacă nu ai încredere în ea, nu cred că o nu o folosești așa cum trebuie. Am făcut și eu experimente chiar în concursul, uitându-mă la colegul din dreapta care prinde pește cu nu știu. Nu, 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 iese. Nu este, nu? N-ai încrederea că ce este și nu știi să o folosești. Mai e o problemă. Lucrul care am învățat tot așa în discuții. Înainte, toate nălucile sunt bune cât timp știi să le folosești. Știi ce fac în apă, care este comportamentul lor, și asta am învățat-o chiar mai mult participând la concursul de are. Eu, când am aflat, am auzit prima dată de are în campionatul de mal, mișto, se făcea un pic la mișto, că sunt. Mm. Până am încercat prima dată. Am înțeles. Și am descoperit că este un pescuit foarte tehnic. Este, de, este a, pot să spun, aproape mult mai tehnic decât la mal. La mal pescuiești cu ochii. Da? Vezi, înțelegi unde stă peștele, știi unde să-l cauți acolo, în primul rând, timpii sunt foarte scurți, ai 15 minute, în alea 15 minute, trebuie să începi o strategie care după aia s-ar putea să o schimbi foarte repede, trebuie să o tărești foarte repede, să înțelegi ce vrea peștele în momentul ăla, ce cere. Și sigur, într-un loc închis, peștele să sperie, și pe toate etapele, pescuitul se schimbă. E mult mai stimulant am înțeles, nu mai da, emulează. Și, tehnic. da, tehnic, da. Tehnic. Uite, te întreabă, Daniel de Bortoli, dacă te-ai fi gândit vreodată că vei ajunge campion național al României? Nu m-am gândit, uh, acum, dacă vorbim acum trei ani, nu m-am gândit, uh, dar după evoluția noastră, în ăștia trei ani, era posibil. Sunt pescari foarte buni, mult, foarte. Apropo, experiență. chiar uite, cum se pară pescarii noștri din campionat față de ce, cu ce erai tu obișnuit în Italia? Cum îi vezi pe ai noștri? Sunt dedicați, toți au o mare pasiune, din păcate situația apelor noastre nu ne permite uh, să evoluăm în sensul cum îl... Uh, uh, Gândiți-vă că eu făceam pe an 35-40 de concurs. Cea, era, tu le organizai? Uh, nu, participam, ah, okay. organizam și noi ca orice asociație, dar eu am organizat concurs cu 1000 de persoane, prezență. Dar ape mari, cea, trebuie, trebuie, trebuie să ai apă, trebuie să ai pește, trebuie să fie... Noi, din păcate, suntem 50-60, ne cunoaștem... Nu reușim să găsim o formă să ne antrenăm, să vedem uh, diferite lucruri. Când ne întâlnim, avem ocazie și la mondiale sau concursuri mm -hmm. organizate. Uh, fiecare țară aduce lucruri noi, uh, care uh, poți să le înveți le înveți, pe, le, le, le înveți în, momentul, în momentul respectiv. Da. Apele pește natural nu mai au, Ave, e foarte greu să ne antrenăm, suntem obligați să mergem pe o apă două, foarte departe, noi din București. Da. Antrenamentul eu, la păstră este foarte important, nu mult pentru capturarea peștelui. Este, eu mi-am dat seama anul ăsta, primul concurs care l-am făcut, am plăcat în Franța, ok? Da. Primele 4-5 de minute care am făcut noi în antrenament cu tot lotul, cred că am defrișat tot malul din partea... Nu știam, nu mai reușeam să lansez. Mișcarea care trebuie să o ai pentru lansări foarte precise, nu mai este. Nu ai. Îți ieși din ritm. Îți Cu cât pescuiești yeah. mai mult, cu atât toate mișcările devin mult mai naturale. Asta e singura, sunt foarte mulți oameni care vrea, sunt dedicați, dar din păcate nu avem structura din spate să ne permită să pescuim mult, să ne antrenăm mult Și atunci ne izvim de realități, vorbești pe în Italia, pescuiesc 150 de zile pe an, okay. <laughs> e un pic mai complicat Este, domnul Bogdan Mihai, imediat, uite te întreabă Bogdan, da. din nou, pentru guma asta, da. ce zic folosești sau recomanzi? Eu, folos, eu jiguri, pentru gumele astea folosesc offset. Ok, okay. hai să-l să vedem. ridică Asta este... A, un... așa. Bine, folosesc cheburașcă, că este soluția cea mai bună în momentul... Uh, în funcție de unde pescuim, uh, Shallow se poate găsi pe 5 metri, pe 7 metri, pe 15 metri. Uh, dunarea în partea noastră, crește, coboară, curenții se schimbă. Se modifică, schimbă. Exact, exact. este o soluție foarte bună. Eu folosesc niște cărlige uh, foarte adânci. Da? Uh, că de multe ori nu toate gumele se pretează. Hai să vedem. Care e treaba cu cărlige astea adânci? Uh, la o... montajul. Hai să vedem. Da. Pune pune guma pe. Uh, pe în setup. cazul această gumă se pretează un pic cam la toate. Uh, la toate tipurile. Genule, am înțeles. To toate tipurile de cărlige. Uh -huh. Peștele, când vine și atacă, trebuie să poată să iasă. Bărfum. Uh, unul din lucruri care le fac. Eu vârful las în gumă. Gumele astea nu sunt făcute pentru offset, N-au niciun okay. fel de canelură. Eu îl las înăuntru, dar locul care l-are mare îi permite la, că, la călic să, ies, să iasă. Asta permite să nu agățăm. Că la început, când pescuiam pe Dunăre cu alți prieteni, Valentin, cu Valentin Comăneci, mergeam, pierdeam 30-40 da, de și, și voiază, că, Da, deși și voi din Da, nu, am donat. Deci donat, am donat. Am donat da, da. foarte mult. Dar Dunăre se pot găsi chiar pești pescuit cu 10 grame, 7 grame sau cu 80. Uhum. Aici, după ce, ce l-am localizat, atunci trebuie să te adaptezi. Ce am învățat în timp, în perioada asta în care apa are în jur de 4-5 grade, timpul între ridicat momeală și ajuns pe fund trebuie să fie cel puțin Minimum 5-6 secunde, timpul de cădere. Și aici noi trebuie să ne calibrăm Jigul uh, Și eu am de la mine de la 7 grame până la 60 de grame de cheburasca, N-am găsit variante mai mari deocamdată, dar. Căutăm soluții și în momentul când s-a găsit, în principiul așa, lău, adâncimea în care, -a, uh -huh. în care el stă, așa, și am găsit bila potrivită, greutatea potrivită, pentru că acest timp de coborâre, el mănâncă mai mult tot așa în cădere. Da. Dacă peștele e prezent, este imposibil să nu. Să nu reușim să -l, să -l păcălim ca Și așa dacă facem o paralelă în pescuitul păstrăbului, pentru că tot același lucru este vorba de feeling. Cum simți curentul apei, cum simți greutatea. Da. Ai găsit cumva din anii tăi de competiție lucruri care să le poți aplica la șalău? În povestea asta de, de pescuit ca tehnică, adică, bun, ok, acolo e curentul mai mare, apa mai mică, poate că guma aia când o conduci necesită puțină experiență. La șalău cum? S-a găsit o informație de genul ăsta și a găsit loc la tine în mână când ai plecat la șalău cu 80 de grame față de 2 grame? Nu, asta, asta o să descoperăm mereu în primele momente de pescuit. Okay. Același lucru să fac și la păstrău. Uh -huh. Eu sunt un pic contra, contra, nu, antrenamentul pentru mine nu este foarte important, că s-ar putea să ajungi pe apă cu niște concepte greșite. Așa. Dar având doar 4-5 de minute în cazul malului și un sfert de oră în cazul area, trebuie da. să te adaptezi foarte repede, trebuie să gândești foarte repede. De la primele capturi trebuie să ți dai seama ce trebuie făcut. La început, că repet, pe tot parcursul, tot tipul de concursuri, comportamentul peștelor se schimbă. Okay. Dacă într-o primă manșă luăm și chiar 15-20 de păstrâvi, s-ar putea că următoarele și să nu mai găsim un pește sunt foarte multe lucruri, asta înseamnă să te adaptezi, să gândești cât mai repede o soluție. Asta e un pic secretul. Am înțeles. Eu am spus mereu, eu pescuiam în Italia, n-am ajuns niciodată mai departe de concurse naționale erau câțiva pescari renumiți în Italia care aveau ceva în plus. Și totul ăsta se resumă la extinct. Din, am pentru mine, pescuitul la păstră, în primul și concurs, dar și pe natural. Da. Și pe natural este extintul trebuie să înțelegi repede cum se schimbă, cum evoluează, ce preferă și extintul ăsta care ți-l formezi, are te ajută foarte mult e o experiență care am făcut-o personal te ajută foarte mult, 15 minute nu prea ai mult timp de gândit ajunge o greșeală, un minut greșit da, da, și concursul da. e, pierdut. e pierdut e pierdut, da, dreptul uh, măi, pe Dunăre o să mă întorc înapoi pe da. Dunăre cu tine care a fost cel mai mare șalău pe care ai rău să-l capturezi? Am avut un șalou de aproape un metru într-o seară, eram cu un coleg. Okay. După o zi, ne e prins niciun pește. Adică, oameni, buni, să înțelegeți că pe Dunăre, când se spune sau când auziți vorbe de se prinde pește, se prinde șalou pe Dunăre, nu vă gândiți la o barcă plină de pești. Gândiți-vă la două, trei, patru exemplare. Ah, e bine, adică 3-4 pești e, 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 bine. La 3-4 pești deja scoatem artificiile Nu vă gândiți că Eu am e avut o găleată de gume lăsată pe fundul Dunării, în copaci Pot să recunosc că am avut o iarnă la Oltenița În 25 de ieșiri, aproape câțiva colegii de, de branșă mă știe Am prins 2 pești în, 20 de, în 3 luni, 25 de ieșiri, am avut 2 capturi Da, deci asta înseamnă să nu credeți că acolo e zborul Să întâmplă să ai că nou, nu e. Există o zi în care poți să iei 10-12 pe doamnă Asta da, este. Sunt și Dar trei ca. pești, patru șalei buni, da, vedeți, da, buni da. cinci șalei buni într-o zi de pescuit întreagă pe Dunăre, pentru mine este un rezultat uh, un rezultat important. Ai uh, întâlnit și somni? Am întâlnit și somn, da. Mai rar. Mici, mari. Am avut cel mai mare, a fost în gură largă la și a fost un 38 de kg. Da. La, la ce a venit? A venit pe o bilă de 80 de grame. Uhu. Era o bilă de 80 de grame, era în mai. Prima dată luasem o barcă nouă, ieșisem cu barca, nu, nu știam și am avut, a fost 1,62 38 de kg. Cât a durat drilul? 20 de minute. Da, m-am lăsat, ce? m a scos din ancor, a fost prima, prima, mea experiență de som la, 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 Dunăre. Da. A fost, da. cred că a rămas bine întipărită, nu? Da, 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 a fost. A am fost văzut de de pe acolo. masă o serie de trofee, o parte le-am discutat, mie mi-a atras atenția. <laughs> da. Mister Copito, hai să vorbim puțin ce ai făcut acolo. Aia a fost o aventură, noi, eu am participat, la una am lipsit că nu eram în țară, dar am participat la toate și anul ăsta voi participa la concurs, particip mereu cu fratele meu, este ocazia, el stă la Baia Mare, este ocazia să ne întâlnim. Frumos, două Așa... secunde te rog. Ia. Salut domnul Marin Lucian, bun venit alături de noi la, la Pescuit cu Total Fishing, Ilea Marian, Dragul Liviu, mi-e greu să vă găsesc pe toți pentru că tot curg pe acolo informații și nu, nu am cum să vă număr, mi-aș dori să pot să fac acest lucru, însă, uite, și Constantinescu Cătălin. Știi, suntem la păstrăv Cătăline, dar nu e problemă că poate la fider cine știe. Te duce tu pe la munte, nu cred că nu ți-ai fiderul după tine, dar o să vorbim după emisiune. Ia da, ascultă la Roberto că poate înveți și tu cum e cu păstrăvul la coșuleț. Hai să, revenim. Da. Mister Copito. Da, a fost un concurs interesant, am participat cu un prieten foarte bun, Nițu Valentin, atunci. Okay. În prima zi, eu sincer nu m-am regăsit, n-am prins niciun peste puntabil. Uh, uh, am avut noroc, de ce să minte mint? Uh, la concursuri, cine nu recunoaște că trebuie și o bună doză de noroc. Asta, eu recunosc uh, multe lucruri. Am avut uh, noroc, am văzut niște pescari care ratau foarte mult pește. Noi ne-am apropiat, ancora ne-a mutat 2-3 metri și am găsit un cui de șalei foarte mari. Uh, mari? Da, mari. Bun. Nu era nici, cred că n -am, n -am, am eliberat toți peștii. Sub 55 n-am prins niciun pește, erau cuibi, erau toți negri, erau, uh, uh, erau în perioada de, de depus și în două ore, eu cu colegul cred că am prins peste 35 de șalei, wow. Și aveam la 3 metri de barcă, 80 de centimetri un metru de apă. Asta era a doua zi de sâmbătă uh, în care ne-am revenit un pic. Norocul nostru, tot așa repet că eu consider un pic de noroc, a doua zi, mi amintesc, mi se pare că erau be, frații Berti, s-au pus pe locul nostru, ne-am ajuns în urmă, ne-am pus în stânga, pește n-a mai fost, erau pești mici, nu mai era. Dintr-o, ne-am oprit pe pragul de cădere, pești, probabil i-am speriat noi, că i-am cam tăbăgit, de ce să mințim, să mutaseră pe un prag. Mai jos. Puncă. erau pe un prag și am găsit aceiași pești negri, tot de aceeași dimensiuni și a, am avut, am reușit să câștigăm acel, acea ediția a, a trofi a fost o experiență. cum ți se pare conceptul ăsta de, de, de copii de cum îl vezi așa ca prin prisma unui concurs de șaleu da, cu foarte multe bărci pe lac acum foarte multe bărci, pe, nu pot să zic că sunt foarte multe bărci, dar sigur este un concurs important, antrenant, trebuie să fii foarte bine pregătit uh -huh. un lucru care eu din păcate nu prea reușesc cu timpul să-l facă Trebuie să știi bine ce faci. Și dacă tot vorbim apă. de știut, te întreabă da. din nou Daniel de Bortoli, Nu că e fratele. Ne Nepotul. Nepotu. Ne -nepotu. ne -nepotu. ne -nepot. Îmi cer scuze. Okay. În timpul unei partide de pescuit, ai dezvălui năluca câștigătoare altui pescar? Ia uite aici, da. uite da. că a început box. Da. 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 Nu înseamnă, e, nu năluca face tot. Așa cum spun că nu lanseta, brandul lansetei, prețul lansetei face pescarul. Okay. Nu năluca neapărat uh, face, face diferență. Dacă, repet, n-ai încredere în ea, nu știi să o prezint peștele. Uh, culoarea este importantă, dar consider că și prezentarea este foarte importantă. Uh, am învățat și eu de la multe persoane, no, eu pescuim de la momente naturale. Da. Uh, nu e nicio problemă să dezvălui acea lucru. Te întreabă în felul următor, Dumitru, Daniel, Mădălin, bună seara, Mădălin și bun venit alături de noi. Bună Ce Mădărin. oscilante pentru Trout Area au apărut anul ăsta de la Heracles? Da, sunt niște noutăți. Cea mai importantă, îi spune, este oscilanta Kazumi. Okay. Este oscilanta care mie mi-a plăcut cu o paletă de culori foarte mare care... Merge, se pretează foarte bine la pescuitul la pescuitul măi dacă ai ceva area, la tine ridică că nu e o problemă nu, știi? nu, asta este un model este un model un pic particular asemănă, așa. mai bun sunt mici din păcate sunt din păcate, și și sunt să pun să una vedem, mai colorată da, să încercăm Aceasta? să le vedem cât de bine se poate sper uh, să se vadă ia dar este. Da e puțin Robert să mai vădă. subțiată spre avantajul meu este că vă și cât Asta rămâne pentru mine să știți, vă la magazin, la o cafea, îi fac poză și un leu cafeaua. Vezi, vă pot dezvolui și cârligul. Asta Ia pentru zi, mine nu este... mai așa. e ok, da? Deci asta e Kazumi, da? Asta e Kazumi. Okay. Există două variante, 2,2 și 2,8 grame. Este oh. o oscilantă o care se pretează foarte bine și de începutul concursului. Are o vibrație foarte accentuată. Pe pe recuperare și lentă și, și mai rapidă un pic. Și are niște rezultate, am avut niște rezultate foarte bune. Anul ăsta, eu le-am primit probabil din da. primis, ca și prezentare, și o paletă de culori care acoperă toate necesități, toată gama care uh -huh. se cere la area. Mă, uite, acum știu că e o chestiune destul de sensibilă. Există pescari cu experiență, membri ai lotului, membrii ai unui club, care sunt sponsorizați. Acum o să dau perdeaua la o parte și o să las vrăjeala de care toată lumea este sătulă cu publicitate. Din toate produsele care vă ajung vouă pe mână, înainte da. să fie lansate în țară, câte din ele se întorc cu feedback la producători și câte producătorul le și modifică? Sincer, eu am găsit din partea la Heracles și e, domnul care este acolo, Franco Mancini, care din fericire știe să vorbesc foarte bine, okay. foarte mare disponibilitate. Pot să zic că, că acum doi ani am discutat cu domnul Franco de o gumă. Okay. Eu, noi folosim niște gume produse, tot handmade, okay. care nu le-am mai găsit, din păcate s-a întâmplat, e, o gume care am gă... Am discutat cu el, i-am prezentat, i-am spus ce aș fi dorit. Și chiar anul următor, o mare surpriză, mi-a creat o, un vierme, o râmă. Eu pescuesc foarte mult cu râme, ca și principiul la, la... Și o să-i explic pot să, okay, o să rog, explic sigur. și de ce. Da. Și mi-a a creat o gumă foarte, foarte importantă. Cred că o am, o am pe aici, undeva, dacă pot să o prezint. Asta este modelul. Mai să da, nu miroase atât tot, te rog eu frumos. A, că știu că la voi nu, miroase, dar știu, miroase bine de tot. Știu, știu, dar, da? glumesc evident, nu contează, nu are cum prefer mirosul ăsta. Păi, foarte bine. Eu poate să spună dacă ar fi, dacă mă întreb pe mine decât miros de șaur mai bine miros de silicone. De, de, da, bine, asta miroase a cașcaval. Am văzut, m-a lovit, m-a lovit bine de tot. Asta miroase, asta miroase a cașcaval. Uite, Constantinescu Cătălin, miroase a cașcaval, pe Dunăre, la Mrene, dacă vrei, la Fider, uite, vezi? Na, miros... cu o cafea. Mirosul ăsta de cașca, uh, Mirosul ăsta de cașcaval este bun acum uh, dacă da? țin cutia care pescui mai mult de o săptămână, <gânde> devine te vine un pic mai preocupat. Am înțeles. Și e am discutat că... cu el, mi-a creat, creat această gumă, au găsit-o, i-au dat, a făcut o modificare foarte interesantă, că nu a făcut o rotundă, este elitică, da, se am văzut. poate folosi în două feluri. Și chiar și foarte important este consistența siliconului. Peștele trebuie să când o, o înghite, nu nu trebuie să, nu trebuie să cum să spun, trebuie să fie cât mai naturală. Altfel, așa cum a pus botul pe ea, așa și scuipatul. Și acesta, de ce eu pescuiesc foarte mult cu râme? Când am venit eu în campionat, se pescuia foarte mult și se pescuiește și acum foarte mult cu jiguri. Eu obișnuiesc să pescuesc pe râuri mari și la distanțe mari. Noi am fost obișnuiți, pescuind doar cu, nu puteam să pescuim cu rotative, să creăm rotație la nălucă. Și eu pot folosi năluca, râma, pot să-i dau zeci de rotații, zeci de vibrații. Asta stimulează peștele, asta stimulează sens, senza, atacul peștelui. Și de asta am cerut să, să se creeze această o, o gumă și asta este un rezultat foarte bun. Anul trecut, un exemplu tot așa, da. tot eram, a fost un concurs organizat de colegii din, din Moldova, tot pe Valea Buzăului, okay. în care am testat aceste gume. Și mulți dintre noi au avut succes, cine le-am avut mm -hmm. La următorul concurs Tot malul de pe Valea Buzului înțeles. Era... a Cu Să știa cu ce se pescuiește Uh, bun, ce rugămintea mea la tine. Da. Hai să ridicăm puțin trusea ta de trout. Ah. Să mi dai mie așa desfăcută puțin. Uite. a da, se poate. Hai că ridic. tot ce cade rămâne la noi, da, adică da. nu se face. avem noi grijă de, nu e nu e o problema asta. Doamne, așa să rămână cât mai multe, dar asta e altă discuție. Cam așa arată, apropo de trauteria oameni buni, nu? Da. Uh, o, o pregătire. Asta e o pregătire, un, da? Un, un minim, minim. Da. Da. Deci asta un minim. este un minim, apropo de forme, de năluci, de culori și mi-e teamă că dacă plec puțin de cutie, sigur sparg ceva. Și nu, nu cade. Nu Sunt cade? Nu cade nimic? Ne adaptăm ca să adaptăm. le avem la îndemână. Ok. Nu știu cât de bine s-a închis până la urmă, dar e foarte e greu pentru că mi-e mi -e dificil să o țin la la înălțimea asta în, în maniera deschisă. Da, uh, la troutare este foarte important, având foarte puțin timp, da. să ai totul la îndemână. Așa. Și cutiile, cutiile de pescuit, în cazul ăsta este o cutie de la Heracles, are și suport okay. pe lansete, normal. Câte lansete folosești la Trout, Area? Între 4 și 5, am mereu 4 sau 5 lansete după mine. Mm -hmm. Fiecare lansetă sunt ușor mai dedicate, cum să spun. Pentru oscilante, voblere, sunt destul de mari diferențe, sunt pe gramaje foarte mici. Avem lansete care se duc de la 0 la 2 grame, 2 grame. 5. Acum sunt lansete specifice, stilul Botton. Da. Dacă... Uite, domnul Streche, Daniel, salut da. Daniel. Daniel salut, este Daniel. unul din apropiații noștri și al emisiunii și al magazinului, și vă cunoașteți exact. Da. Te întreabă ce gume de la Heracles recomand pentru pescuitul la Biban. Gume care să aibă rezultate notabile. Deci, o gumă de la Heracles la da. Biban. Aceasta este guma, chiar am luat-o cu mine special, este Ringo, tot așa. Okay. Este uh, uh, o gumă, nu știu dacă se reușește să vadă striată. Da, e foarte, foarte mică, oameni buni să știți. Uh, nu știu dacă se vede. Colegii mei sper să-mi spună dacă se vede sau nu se vede. Da, se vede. Da, atunci se vede. E bine. Ok, da, o văd și eu pe aici. Și partea frontală, da, în afara faptului că am încercat să o țin de pseudocodița aia, da? e albă. E un alb în cu roz. Da, asta în există și mai mari măsuri. Am prins și câțiva șalei, șalei. există de dimensiuni și de 6 da. cm, asta mică. Bon. Am pescuit foarte bine. Merge chiar și la păstrăv. Am avut câteva rezultate ea și, și cu, cu, această, cu acest ringo, chiar și la păstrăv. Ok. Cu, a, cu cea variantă mare n-am reușit să o încerc, dar am reușit să, odată să încerc și să prind un că Există o variantă de 6 cm. Nu știu, cred că și stri, striatul, când îl tragi prin... Da. Bănuiesc că creează oarecare urmă. Cu în urmă. siguranță, cu siguranță. Uite, domnul Ciprian, nu Cristiane Ne, îmi cer scuze, da. Cristiane Ne, da, te întreabă în felul următor. Domne, zine de fir, textil monofilament, floro, da. zine ceva de fir, adică... Vreau să știe mai multe despre fire. Hai să vedem. Da, uh, fire. După trei ani, uh, de anul trecut, uh, de anul trecut uh, am început să pescuesc în primul rând la gumă da. cu fir textil. Bun. Uh, Dar de ce n-ai făcut-o? Până acum de ce nu? N-am avut încredere, sincer. M spuneau okay. toți, colegul meu uite, care pescuiește cu mine, Emanuele okay. Mazaroto, mi-a <laughs> spunea uite, textil, textil, ciobi, Spunea, uite ce spun japonezii peste o anume distanță, trebuie să folosești textil, textil, textil. Eu nu am avut, nu știu, n-am avut această încă, uh -huh. -am, până la un concurs. Am avut o experiență, a fost un concurs de a, -a pili. Okay. Eu ca și principiu pescuim pe mari, o Piave, care ca cu toată lumea cunoaște, că mulți colegi din branșă să duc, este, să duc să pescuiască renumitele marmorate, sunt un lansator, mai rar pescuesc la picioare. Și la Doda Pili, în sâmbăta, pești erau un pic mai mici și m-am așezat pe un loc unde erau vreo 3 5, 40 de metri. pescuiam am pe acea distanță. Am greșit prima zi complet. Ca să reușesc să lansez la a doua și am scăzut monofilamentul. De la 0.13 am căzut la 0.11. N-am mai înțepat un pește. În prima dată din concursurile mele am dat, cum spunem noi, două gherle. A bună, frumos! Seara, dacă ești un pescar și vrei să trebuie să te așezi și să înțelegi unde ai greșit. Că dacă restul prinde pește, înseamnă că ai greșit ceva. Ai o problemă, da. Și colegul zice, mă, uite, textil, 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 textil. A doua zi, un muncă păținat, prima manșă, mono. Niște rateuri fenomenale. Zic, bă, acum e dusă, concursul este pierdut Și am reușit să, oricum, să recuperez prima manșă pierdută pe textil. De la experiența aia, de acu tot ce fac, tot ce pescuesc cu tot ce pe gumă și oricum tot ce mai și chiar la area, tot ce este peste 10, 15, 20 de metri, uh, sunt niște textiluri cu atât de subțiri care nu-ți mai da. cauzează nici o problemă. Da, da, sunt, sunt, sunt foarte uh, subțiri. S-a ajuns la niște te o tehnologie extremă. Important de este... Să răsucesc viermii de mătase uh, în mormânt uh, da, acum la ce a apărut pe piață. Mai... Uh, ce este un, foarte important la textil, trebuie folosit neapărat înaintași. Da. Fiind fire foarte subțiri În area nu prea atinge substratul pe, La mal, din păcate La un fir de 0,2 Măsura japoneză, ajunge să se atingă De o crangă, de o piatră da. Și la următoarea Țeapă, cum se spune, s-ar da. putea să te găsești Cu o surpriză destul de importantă Bună seara, domnul Gusu Cătălin Văd că te-ai alăturat și tu Mă, mi-ai ceva de un băz de tarpon Te las pe tine să spui Tot ce trebuie până la capăt Da, uh, Nu uh, când am ieșit, primele experiențe pe Dunăre, bile mari, foloseam așa zisele rângi, bețe foarte tari, că nu, no, folosim greutăți mari. Și la un moment dat am început să caut, mi-am dat seama că pierdeam foarte mult pește pe apă rece. Uh -huh, uh -huh. Peștele e mult mai, și chiar pe Dunăre, pește selvatic, 100%, nu zic că pe băț n-ar fi selvatic, dar la de Dunăre mi se pare un pic mai, mai așa, mai, n-a ajuns el mare degeaba. Dar la un moment dat, pescând iarna pe Dunăre, Aveam multe rateuri, discutam și cu colegii din branșă, ratăm, okay. ratăm, facem. Și ne-am dat seama tot așa, ca și la păstră, unde, repet, lans, lanseta trebuie să permită un mic timp pentru a absorbi momeala, da. am căutat o variantă de a putea pescui uh, cu bile grele, dar cu lanseta moale sau, să zicem așa, mai parabolică, mult okay. mai că n-am găsit sincer la vremea aceea, a trecut 5-6 ani ceva, până am găsit la Dragoș Bâna o lansetă de fly Așa. de tarpon. Bun, dar cum a ajuns aia de tarpon în România? Că aici nu... Nu știu, de asta Dragoș Bâna, știe? Mi-a plăcut tare. blancul, Blancu, am trimis-o, cred că la vremea aceea am trimis-o lunaric și mi-a transformat într-un băz de spinning. Ok, care... o mai ai? Sigur, eu nu vând lansetele. Eu, eu tot ce, tot ce mi-am cumpărat, eu n-am vândut aproape. Păi, dați ce faci? Dacă, ok, bănuiesc ca ca să nu snob de la Le-ai pus, le faci răsaduri sau nu? Te le pui la mulțit în Nu Le scoatem, ne uităm, ah. amintiri de la mulinete, facem Uite, apropo, colecții. Exact, apropo de treaba asta de colecție, uh, din toate bețele care ți-au căzut ție da. pe mână în atâtea competiții, ca profil al lansetei, la păstrăb în primul rând, care îți place cel mai mult? Cum trebuie să fie bătu, din punctul tău de vedere? Că, știi cum e ca la uh, sinfonie, fiecare cu vioara lui. Unuia îi place într-un fel, altuia într-un Cum vezi tu lanseta de păstrăv care trebuie să fie? Uh, tot vorbind, tot de concursuri. Evident. Sigur. Uh, eu pescuindă mult la ochi, da. nu caut foarte multă sensibilitate. Asta recunosc. Uh, nu stau și nu, nu sim peștele. Ok, uh, îl vezi? Îl văd. Îl văd când atacă, îl văd când, când dispare momeala, cam. Sunt niște timp. Da. care îl faci și îl faci din experiență. Asta este. Ce trebuie să fie important la gumă e să fie per, vârful permisiv, dar rapid. Se repet, pentru discuția de a înghiți da. De asta eu acum folosesc un băz de la, de la Heracles. Uite, o să facem așa, rămâi tu aici ca da. să încerc să, să vin Acela le Am preferat să le țin mai departe, tot în ideea în care zic, bă, orica de curent, orica de magazinul pe noi și după o aia mă o să la plată. Pe toate, și nu vreau da, să mă bagi la am, am plată. mai multe aici. A... O ai avea tu mai multe, dar eu n-aș vrea să-ți da, plătesc da, niciuna. Uite, am văzut aici una interesantă, uite ea. Aia e special pentru botton. Hai uh, că e vorbim un imediat. Alt stil. am că am dispărut din cadru, dar am revenit cu un snop de la Ajutați-ne dacă Doriți cu un share pentru că și-a revenit fantasticul internet, că vorba aia, toți suntem în țară care se laudă cu 5G, uite cum arată un 5G la mulțimea vidă. Da, da, hai să asta, vedem. Asta este lanseta care eu folosesc la gumă. Nu știu cât de bine se vede. Este x de la Heracles, blectorat. Ok. Uh, cea care eu am crezut că e doar de gumă, dar mi-s-a spus că mi-s-a spus că poate să meargă chiar și la rotativă. Uh -huh, uh -huh. Este exclus sincer pe wobblere, dar oxilantă, rotativă okay. și gumă este, este uh -huh. perfectă. Este pe o plajă, este născută de street fishing. De street fishing? Ea este născută în principiu de street. Wild Strike Heracles Light Game Series. Da. Bun. Asta e una dintre ele, mai Asta departe. Pentru Restul ce am adus aici sunt lansetele care le folosesc la are. Imediat, domnul Cristian, încerc să mă uit după gramaj. Bună seara, domnul Stelian Gamboțean. Mulțumim Aceasta? frumos că v-ați alăturat. Da, hai să vedem aici ce gramaj ne spune. Nu ved, da, nu mai văd. Da, 1,5 până la 8 grame, iar ca fir între 2 până la 6 lipsi. Da? Cu asta mă eu am varianta aceasta de 2.20 okay. și varianta de 2.40 pentru lanseuri uh -huh. mai lungi. Ce am mai luat la mine sunt bețele de area. Hai să vedem, da. Acum, sincer, vreau să încerc noua Genesis R de la Heracles, care cred că asta cred că este o lansetă care s-ar putea pretea, Lanset. fiind și de area, s-ar putea pretea pe rotative chiar la mal. E este ușoară. E, este deci, oameni buni, vă spun că acum o țin și eu pentru prima dată în mână. Este extrem de ușoară, este o lansetă superbă. Chiar este ușoară, să știți. Este un și puțin eclipsată. mai rapidă de da, cele da, clasice. Da, da, da. da, eu cred că aș da cu pe, pe Gumă, pe Biban, aici pe Dâmbovița. E, fiind un pic mai rapidă, cred că s-ar preta bine chiar și la rotative da. în concursuri. Mânerul scurt te mm -hmm, ajută. Mm -hmm. Eu am testat-o doar o dată la Balta, aici la grui, green ai? este modelul. Da, aici da. la Gruiu, ai fost și da, tu la da, Gruiu. Da, Cum da. e Gruiu pentru tine? Mi-a plăcut, este o soluție foarte bună. Pește mult, proprietarul foarte disponibil okay. pentru a ne ajuta un pic crede și în, în experiențele noastre Este pește, vreau să zic că am stat vreo oră jumate cu un prieten cu Răzvan Vintilescu Am luat cel puțin vreo 15 capturi de fiecare Chiar plăcut, abordabil și ca preț, ca costuri uh -huh. și capturi Pescuitul înainte de toate este distracție, chiar și în concurs okay. Eu pot să ajung și pe locul 10, nu contează, dacă am M-am distrat, am prins 15 pe 20-30 de pești. E plăcut să câștigi. Evident. Am pescuit câștigat cu un pește, doi. Ok, am câștigat în sens. Dar distracția pentru mine este capturarea peștelui în concurs. Și balta de la gruiu, chiar mi-a plăcut, este un concurs mi -să, săptămâna viitoare. Chiar două sunt, da, da de troutere. Uh -huh. Debea aștept, sincer, că stăm pe bară de vreo lună jumate. Și de da, eu să, ne... trebuie să facem un club la știu, unde toți ne prezentăm. A, bună, sunt Radu și sunt Nepescuit. E, cred că e, știi, <cute> sunt, sunt mai așa toți într-un nu, ne teorie, de bună, cred da. că avem toți, da, exact, toți, toți zi, foarte multe. Asta e asta, un băț mai particular, da, asta ce povesteam a, este un, o lansetă particulară. Așa. Pentru... Dar e și că nu-ți le rub, promit că nu-ți le rup și dacă-ți le rup, promit că nu o să te mai caut niciodată. <cute> da? Te caut eu. eu. Sunt convins. Da, e conic. E da, mare aici. Acesta este un băț de botton. Eu, nu, eu rep, nu sunt un mare specialist la Area, sunt persoane mult mai specializate decât mine. Eu am început doar anul trecut. Ok. Uh, am fost cu echipa națională la Atlas, împreună cu Dinu și tot lotul național la Atlas, care se sunt în Slovacia. Ia, hai să povestim. Care a fost ce ați făcut la Atlas, mă, oameni bun? Că ați avut acolo un semnal, nu, ar, nu că ar fi fost diferit față de mai devreme, când ne-a căzut nou aici. Încercam să mă uit la voi și vedeam așa, la un dat, am spus și lui Dinu, bă, bucăți din barba ta erau pe la urechi, așa de bine mergea netul și erau pixelate și alea. Ce s-a întâmplat acolo? Ce ați făcut acolo? Ca a spus pe area și mă gândesc că putem să ne legăm puțin de jucăriile astea. Foarte rapid asta. Da, este bine, pescuitul la boton este un pic particular. Uh -huh. Trebuie să vă gândiți că trebuie să gândiți că păstrăvul și duce și culege botonul, ca așa îi se spune de pe jos, înghite uh -huh. un lucru metalic de pe jos. Ok. bățul de aia este acea conicitate pentru sensibilitatea și se da. permită la pește după ce l-a luat tot așa în același motiv să plece, uh -huh. să plece de pe loc. Discutând chiar de Bottom, ceva ce eu nu știam, repet, eu de area mi-a plăcut, îmi place. Cine vrea să încerce, este gruiul de la București. Și este nouă foarte, etapă. Am... Știu că e ieftin o etapă de genul. Asta permite, sigur, prețul de concursurile, prețurile care se aplică la concursurile de area, permite la foarte multă lume să participe. Eu dau un sfat la toți, să încerce. Uh -huh. E o distracție și, cum să spun, o adrenalină clară, 15 minute în care trebuie să găsești soluții. Este foarte. Sunt. Da, da, pe da. Mine da, e, presiunea foarte mult. este presiunea imensă. În 15 minute să scoți niște pești. Când vezi că stânga-dreapta prin pește, îți vine să-i da, arunci în da, apă. Nu da, poți să-i arunci în apă, că da, deși da, ți-ai dorit. La prima o etapă, aici, da. la prima etapă de la care am avut topă valea buzăului, vreau să zic că în prima manche. eu am, știu cu colegul meu, am terminat în 15 minute 18 la 15. S-au prins 15-18 pești în 15 deci minute. Pește pe minut. Pește la minut. Dar să prin chiar mai multe. Cioè, uh -huh. Vreau să spun la nivelul bălților care le avem noi este foarte bine. Am înțeles. Noi în Italia făceam concursuri de viteză. Ok. Concursul de viteză înseamnă manșă de 4 minute. Mi se uh -huh, pare. Uh -huh. Ajungem la 20 de capturi în 4 minute. 20 de capturi în 4 minute. Bă, n-am fost bun la matematică, dar nici nu vreau să mă îmbunătățesc uh -huh. acum cu tine, te cred pe cuvânt. Sigur. Densitatea okay. de pește e foarte mare, folosim pești mult mai mici, 15-18 uh -huh. cm, foarte activi. Dar este un lucru foarte antrenant. Da, e mișto conceptul în sine. Hai să vedem ce ați făcut la Atlas. Unul din conceptul cel mai important în părerea mea la area este că peștele rămâne în apă, este neatins, rămâne sănătos și este mult, mult mai abordabil pentru toată lumea. Costurile sunt foarte reduse. La Atlas am mers la Atlas, o baltă pentru mine nu era pentru area, nu era. Deci nu ai văzut-o ca pe o. Nu, nu. Am uh, nu cred că era. Densitatea de pește nu era foarte mare. Uh -huh. Diferența de campionatul nostru, uh, uh -huh. în atrasă se și cu silicoane, revenim la gume. Ok, aici ai pus uh... un elementul tău, ca să zic așa, nu? Că ai voie cu gume? Da, da, acolo este voie cu gume, ai uh -huh. noștri, din păcate, cred că sunt singurii care nu poate să se antreneze cu gume și aici am găsit un, un handicap destul de important balta foarte mare, trebuia să te pește foarte puțin sau ce mi amintesc -am că o manșă, nu mi amintesc -am acum cât eram, eram împărțiți, dar cred că 20 de persoane s-au un pește. Și ăla, ăla, nu putem spune că a fost vreo tehnică specială. De deci, ce am avut un noroc, așa, la sfârșitul erau două, trei manșe, eram lângă Liviu Voicu și un arbitru, nu știu, vorbea el în Slovacă luni și tot mi-a arătat că ei lansează mult. M-am explicat eu cu Slovacă. Chiar mi-a spus că lipeau bile de tungsten pe o să se ducă departe. Am înțeles. Și el era, era lângă Liviu, uite ce zice arbitru, Bă, dacă zice arbitru, mi amintesc că Liviu a schimbat, a pus o de vreo 5 grame, cum a ajuns pe apa prin pește, la primul, la doilea Am înțeles. A, a fost, oricum a fost un concurs foarte greu, ce mai vorbim, eu. noi țineți puțin vorba, te rog. Da. Haideți să vedem câștigătorul concursului de apreciază și distribuie, care s-a încheiat astăzi la ora 4 și, ca de obicei, așa cum v-am spus, verific, intru atunci când calculatorul îmi dă un nume, intru în cronologia respectivei persoane. Dacă nu aveți vizibilitate postărilor pe care le faceți, pentru cei care nu vă sunt prieteni în listă, mie nu mi-apare dacă ați și distribui postarea și atunci... Vă excludeți singuri și vă diminuați șansele de a câștiga. O să vedem imediat ce înseamnă. Câștigătorul acestei ediții a fost o tragere prin care a trebuit să să elimin una din persoanele care a participat pe considerentul ăsta. Nu avea setată confidențialitatea corect pentru. cum îi spune, pentru vizibilitate. Și n-am avut certitudinea că ar fi și distribuit. Da? Deci, ăsta a fost considerentul pentru care a trebuit să-l elimin din listă și apoi să să mai facem o extragere Toți suntem pe fundal cu extragerea Hai să lăsăm puțin păstrău, Mai avem trei lansete de vorbit Le vorbim cu siguranță Vreau să ne întoarcem la șalău da. Dunăre versus Sărulești Și sălbatic în același moment Au fost foarte multe întrebări Vis-a-vis -vis de Firul pe care îl folosești Gramajele pe care le folosești Câteva detalii despre Dunăre Le-am înțeles Dar hai să vedem pe lac Uite la Mr. Copitotrofi Că nu dai din casă Cum te duce anul ăsta? Ce strategie ți-ai propus? <laughs> Be Strategia de bază este măcar sper să reușesc să, să mă antrenez un pic. Okay. Din păcate în ultima perioadă timpul este multă pescuit teoretic. Strategia ți-o faci mereu după ce te-ai antrenat măcar okay. tot așa pentru a înțelege unde peștele este localizat unde peștele pă, ce adâncime dacă mm -hmm. a coborât dacă încă depune. Ști, Vremea Ia. este destul de schimbătoare. Oricum va fi mai târziu acum, a fost da, da, 18 da, mai, parcă zicea da. Robert ceva, da, ceva de genul ăsta. Da, da, da. da, da, da. Uh, am înțeles că o să fie vreo 60-70 de bărci, o să fim foarte mulți. Da, iar a plouat cu bărci. Uh, concursul este important, este renumit, capturile sunt mereu foarte, foarte bune, premiile sunt importante, uh -huh. organizarea este, este de valoare, vin și multe echipaje din străinătate. Valoarea este... Uh, trebuie să ne antrenăm. Sigur, multe bărci va limita foarte mult uh, spațiile în care vei, vei găsi. Tot așa, okay. uh, eu o să mă duc să mă antrenez să înțeleg mai mult unde s-a localizat peștele. După aceea, va trebui să te adaptezi în momentul, ca la păstră, în momentul acela. N-am experiența pe baltă la concursuri cât am la mal. Am așa interesant. că va trebui să mă adaptez cu fratele meu. Te în las momentul -o să vă respectiv. și voi că barca e mal. E o porțiune de mm -hmm. mal să spui insula. Nu mai barcă, e insulă Și o să dăm 360 de grade să vedem cum Să unde vedem ce cele. se întâmplă. Bun. Și a, trebuie în să ne ajute a... norocul. Domnul Nistor Vlăduțiu Mihai, felicitări! Sunteți câștigătorul acestei etape a concursului premergător transmisiunii live, da? Apreciază și distribuie, cum îmi place mie să-i spun. Am verificat dacă în cronologie apare distribuită postarea. Am găsit-o, am găsit-o și ca fiind apreciată. Ați câștigat un premiu de la Heracles, susținut de Heracles România, în valoare de 300 de lei. Rămâne să ne auzim în zilele următoare să stabilim cum veți intra în posesia premiului. Fie veniți la noi în magazin, fie vi-l punem la curierat. Încă o dată, felicitări! Aha. Bun, revenim. Da. Cu șalou am înțeles. Gramajele tale pentru să rulești, ce au însemnat în edițiile anterioare? Că acum nu o să te pun să-mi spui cu ce te-ai gândit să dai, că deja tu ai o strategie, dar nici nu vreau să te da. pun la zi așa de tare. Uh... Destul de mari pentru o baltă, eu ce am văzut, între 9 și 15 grame. Păi am o să dau eu o chestie, o informație, și la prima ediție la care am participat și eu acum de ani de zile, ne-am găsit pe Gurbănești, erai pe Gurbănești cu fratele tău în barcă, erai în dreapta, acum mergi spre Gurbănești, erai dreapta, am peretele ăla lângă acolo, te-am văzut, ai schițat două rateuri, ai luat doi pești și ai plecat de acolo. Și eu eram undeva la vreo 40 de metri cu barca de tine și am rămas acolo în continuare. Problema mea atunci a fost că nu aveam exact ce spui tu jiguri. Cel mai greu care l-am avut la mine atunci a fost de 9 grame și am furat-o. Eu sincer... Era apa mare și nu cădeam repede și am, am furat-o. experiență de concursuri dar și păsărulește, nu știu, dar chiar păsărulește fără greutăți mai mari, cum se spune. Da. Îi place un jig care bongâne, da, da. care bongăne ceva mai mult, care cred că face mult, la activează vibrațiile, că Bă, cel mai mult la, la omomeala este vibrația care, ca și la păstră, ce vibrație îi creezi da. l-activează mai mult. Cred că păsărulești este, nu știu de ce, dar gramajele sunt aproape dublu decât eu am folosit pe alte bălți. Uh -huh. Nu neapărat pentru a ajunge pe fund, că eu am da. pus pe 14 grame, chiar și pe 2-3 metri, metri, că îi plăcea păi, să, da, să sară da, și să bongă. Asta e una din bazele care le știe, pe aici mă uh -huh, bazez. Uh -huh, După aia uh -huh. localizarea, sperăm, sperăm să, avem, să, avem, să avem noroc să cadem pe ei. Tot pe Gurbănești? Tot pe grup sau te duci pe, știu, pe platou, pe partea Nu știu, vede, mie mi-a plăcut acolo mereu la biserică unde ai da, la mare. Da, da, da. pescar de structuri, pescar de Dunăre, uh -huh, îmi place uh -huh. pe agățul. În anul când am primă dată când am să și fratele fratelor, mi-amintesc nu eram absolut pregătiți. Primele trei țepi am rupt la, la pești în gură cât de mare au fost. Sima, nu e bine ce facem. Important la orice concurs, că e de păstru sau cred, da. este informația să o păstrezi la area și să o procesezi de fiecare dată. După ce ai greșit sau. Se corectezi, să corectezi, să îmbunătățești. Eu aproape mi-amintesc peștii care am prins acum 2 ani, acum 3 ani. Dacă mă duc pe apă știu că pare un pic absurd, dar știu foarte bine ce am făcut. Da. Eu știu foarte bine dacă merg cu sincer pe buzol la un concurs și păstrăvii sunt din anume păstrăvărie, rozul este 70% ro, nu vorbesc de model, roz, păstrăvia le face da. rozul. Asta este pentru mine. Daniel Streche te întreabă, ai câștigat un concurs de street fishing în toamna lui 2019, te mai vedem și în 2020? Sigur, asta nici nu se discută. Concursul ăla, ce înseamnă momentul Așa. sau uh, uh, inspirația? Nu am, nu am început eu bine, unde povesteam că s-au prins foarte mulți pește. Colegul meu, Emanuele, după primul, primele selecții a ieșit și mi-a zis mă uite, eu am văzut acest wobbler mi se pare că reacționează foarte bine. Un vobler de mal, un handmade. Am plecat și eu cu inima îndoită, repet, necunoscând Năluca. Acel vobler de mal mi-a permis să câștig concursul. Recunosc că nu este... Am înțeles. Dar intuiția, că revenim un pic la intuiție, la inspirație. Primii pești s-au mâncat la suprafață, văzând voblerul venind. Diferența care a făcut-o, după aceea toată lumea a văzut un pic că pescuiam că vobler, Asta era un slow suspending, era să-l jercuiești, dar pe fund. Uh -huh. Asta a fost un pic secretul care da. a fost, mi-amintesc că am ajuns în finală cu Vali Bosman, că salut am aici înțeleagă. dacă mă vede, uh, și asta a fost uh, diferența care mi-a permis să câștig. Că, până la urmă asta este, uh, acea treaptă în plus, cum spuneam în da, Italia, da, aveam da. la vremea mea, când concuram în Italia, eu sunt în România, m-am întors, că eu pot să zic că m-am întors, m-am născut în București, m-am întors de aproape 25 de ani. Okay. La vremea mea, asta înseamnă cum 40 de ani când concuram, erau anume persoane care toată lumea, cred că la păstră nu știa, au de Marino Poloniatu, de Bergame. Acești pescari au acel impuls, ce înțeleg in au intuiția mai rapidă decât altul. Și au ascuțit simțurile da. prin prisma experienței dobândite în ani și ani și de ani. competiții. Că aici discutăm Asta de a sta la pescuit 200 de zile pe an dacă da. poți. Da. Nu Eu 15, sincer că, că am fost în Italia, la noi era închis miercuri și vinerea da. și în timpul, în perioadă, dar cel puțin 4 zile pe săptămână eram la pește. Nu conta... Asta Repet, spun. configurația unde stăm îți permite. Ai uh -huh. 10 râuri în 5 kilometri Asta uh, asta e un avantaj, sigur. Uh, Daniel De Bortoli, crezi că vei fi campion național și anul următor? <laughs> o să încercăm, sigur. Uh, cum am spus în altă discuție care am avut o, n-am intrat niciodată oricum la orice concurs nu contează, am fost și la un concurs de știu că o să da. mai mă duc, chiar o să vreau da. să particip. Cum s-a la știu că? Mi-e -mi place pescuitul, știu că n-am mai ajuns în Delta de mult. Uh, sunt foarte grele concursurile că în primul rând în Delta este foarte mare. Unul ca mine care n a mai fost de ani de zile este foarte greu, dar nu, știu că este cel mai spectacol. Da. Este, este și vreau să mai, mai, mai particip. Okay. Vreau să mă duc din nou. Am pierdut cu ideea. A, 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 ce mi a întrebat, că lumea mi-a... Ah, dacă, dacă tu crezi că vei fi campion național și la anul, că de aici am plecat că, da, răspunsul tău a fost uh, clar că vei încerca. Da, Nu, voi încerca dar de ce? Eu nu... În orice concurs am făcut de pescuit n-am intrat niciodată să particip. Mă duc și încerc să câștig. Nu mă duc să particip. Am înțeles. Deci, alea trei ori, ore, mentalitatea patru ore. Da. Dacă la sfârșit n-a ieșit Aia... știu că am făcut tot ce am crezut posibil. După aia când fac eu un istoric să încerc să nu mai fac niște greșeli să văd, dar nu intru niciodată așa că am venit. Nu contează chiar când am participat la, să zicem, la concursul cu pensionari. Da, așa. <laughs> Bun, uite, un, o altă întrebare. În partidele de plăcere, și ar mă leg de Dumnezeu și de Șaloc, pe lângă păstrăv, că evident că ai o pasiune clară pentru păstrăv, intri cu aceeași mentalitate de competiție pe apă? Când te pe Dunăre, nu știu, mâine vrei să da? Te duci pe Oltenița, mâine ești la Oltenița, pădunăre, la pescuit. Pe Dunăre, da. Îți pătri, intri cu boom-ul ăla de... Pe Dunăre, da. da. Contează? Contează foarte mult, în primul rând, că ai încredere în ce faci. Da. Și cauți, te stimulezi să cauți. Dunărea nu dă pește mereu. Dunărea e o nebunie. Anul ăsta a fost o perioadă foarte bună, o lună pește la stat, de o săptămână este activat. Eu dacă reușesc să găsesc în zilele astea în care nu merge unul, doi pești pe un loc și la o tenisă. Sunt niște locuri care toată lumea le știe. Toți ne învârtim pe da. 32, 33, gură la Argeș. Eu de multe ori plec de nebun, mă uit pe sonar, mă opresc. A găsi un pește așa, pur și simplu, uhum. unde nu este locul de bătut, pentru mine aceea este satisfacția. Am reușit să-l păcălesc, că până la urmă asta este. Da, și să. Da, am înțeles perfect mesajul. Domnul Marius Jekyll spune felul următor: Cred că Roberto este cel mai deschis pescar în pescuitul cu năluci handmade. Nu pot să spun nici că este adevărat, nici că nu este adevărat. Cred că tu poți să ne răspunzi singur. Ai pescuit multe handmade-uri până acum, că de fapt asta cred că Da, da, am pescuit și cu gumele lui. Sunt niște momente în care anume gume. Da fac diferență, uh, fac înțeles. diferența ca idee la, la mal. Da. Uh, erau niște gume care le găseam, acum le știe toți ăștia care le cumpăram de la magazinul Marino da. Poloniazo și era o, o gumă, acum din păcate cine le face nu mai este, care aveau textură care nu se regăsește nimic. s a apropiat foarte mult aceste de la Heracles, le-am da. am, am găsit. Am înțeles că e aportul tău acolo, adică este meritul tău. Da. Vis -vis nu de... e chiar meritul meu gândirea, este tipul de, 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 silic, de, de, gumă care trebuia căutată. asta, a fost, a, asta este o gumă. Nu poți uh, uh, pentru cei curioși care doriți să vedeți cum arată ambalajul, cam asta este în linii mari, sigur nu o să citiți, miroase ca și cum mai devreme am simțit, în venea să și sos, da. e prinzătoare. Și de ce să folosesc handmade-uri? Am handmade-uri chiar da. și boblere. Uh, căută handmade-uri făcute de pescari în medie, cine face an uri sunt pescari. Okay. Și cred majoritatea își pune experiența în ce fac. Da. Secretul meu e să, 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 le folosesc în momentele în care cele clasice nu mai, nu mai funcționează. N-am înțeles și nota aia de ceva aparte de care vorbeam și mai devreme. Uite, domnul Sorin Sandu spune că cleanul este cel mai nepescuibil pește. Cum ți se pare cleanul? Cum vezi tu cleanul? Sincer, nu sunt un mare pescar de clan. Okay. <laughs> nu nu l-am pescuit venind din zone de mulți. Noi okay. La noi, sincer, la clanul era ultimul pește care îl căutam. Am Știu înțeles. că este foarte greu. Da. Am avut primul meu clan, sincer. L-am prins la, la Cupa Legii, la Doda Pili, uh -huh. La rotativa, pur și simplu. Am înțeles, într-adevăr, am prins și Pilu când l-am văzut mâncând și prinzând alți doi cleni, am reușit să câștig Cupa Legii de anul ăsta. Te țin cu lansetele da? astea mână de ceva A, vreme. Nu. Hai să vorbim despre ele puțin. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Asta, Asta este... este o gamă completă de... Uh, uh, Eria Elysium. Da, sunt alte modele tot de la, okay. de, de la, de la Heracles. Astea mai moale. Este mai moale. Mm -hmm. uh, lansetele trebuie folosite, uh, sunt folosite bine, în funcție și de năluci. Gândim că avem oxilante de 0,6 grame. Ok. Uh, și uh, trebuie, ca să poți să le lansezi, trebuie să folosești lanseta care trebuie, trebuie, să fie a, pentru aplicațiile speciale. Pentru a spe, a, aplicațiile speciale. Da. Lanseta mai moale îți permite și să controlezi peștele în momentul în care încerci să-l aduci la minciog. Una din remărci care vreau să le fac, le-am învățat și eu de la un prieten, tot așa, sunt o gamă, Heracles acoperă toată gama ce este nevoie pentru lansete de area. Asta da. este ceaia care îmi place cel mai mult, este unul dintr-o bucată blectorat, Okay. Asta e și distractivă chiar pe așa de plăcere. Este o lansetă foarte ușoară și foarte, da, foarte... este ușoară. Foarte sensitivă și asta se găsește în două variante. Asta duce până de la 0,5 la 2 grame jumate, blectorată și cea solid până în 3 grame. Asta okay. e foarte plăcută de pescuit. Asta este o lansetă care am folosit-o, în afară de acel Sencroa, am folosit-o, asta duce până în 5 grame. Este okay. un pic diferită, este gen, asta este Elysium J, până în 5 grame, am mai folosit-o la rotative în concursuri unde nu prea era loc de lanseuri. Am este, înțeles. repet, Heracles pe are tot ce este necesar, se găsește toată gama de produse necesare okay. de, la, de la fire, uh -huh. de la tot, pentru, pentru a satisface necesitățile și de la începători și de la profesioniști. Am înțeles. Uh, hai să ne mai plimbăm puțin acum pe... Ai tu acolo niște gume mari, domnule. Eu sunt obsedat puțin cu gumele astea mari. Mie îmi place pescuitul cu gume mari când e vorba de... Bă, na, de, de shallow, adică nu mai am nicio reținere, nu... Bă, ce hai să vedem. Ia și tu câteva de acolo, să vedem exact. Uite, dăm un ochi acum în trusa lui Roberto de Bortoli, în trusa lui de șalău. Ok, nu e neapărat peștele cu care... S-a da. remarcat, dar este unul din peștii pe care îi caută în mod constant. Uite, da. avem la Copito da. prezent. Hai să vedem, ce folosești tu pe și nu pe Dunăre, zic că bănuiesc că l-ai folosit și pe Dunăre și pe lacul pe Da, pe Dunăre, cred că guma sub 10 cm nu și are rostul. Ok. În primul rând, pe apă rece, nu cred că de multe, câteva ore a făcut diferența guma mare într una mici, dar sunt cazuri speciale. Eu nu pescuiesc cu nimic sub 10 cm. Sub 10 cm. Anul ăsta chiar am trecut pe 12 pentru a selecta un pic Join club, da. Bun. și pentru pe vibrații mari, căutând pește mare. eu încerc să nu aduc mult pește acasă, mi iau doar strict ce să le prezint așa, ca idee, atât cât se poate. Asta este varianta neagră, am văzut varianta albă, de fapt nu e neagră, un motorul nu l-a închis rău de tot așa un... Rămâne neagră de Dunăre, așa eu și chiar și pe această nuanță. Bună nuanța asta, le-ai băgat pe lac până acum, modelele Nu. Nu, încă nu. Aștept anul ăsta să începem să le testăm. Ok. Uh, asta e o gumă bună. Da, asta, asta, chiar vreau să o prezint. Este o gumă foarte bună cu o botaie, un silicon foarte moale. Ok. Asta avem două măsuri. Avem 10 cm și cealaltă de 7 cm. Uite, o dimensiune și o cu, și culoare foarte bună. Ok. Astea în ultima vreme uh, sunt cele care încerc să le folosesc, uh, le folosesc cel mai des. Mi-au dat rezultate foarte bune. Bune, bune, culorile de aici. Culorile sunt studiate tot de Franco Macini, a fost campion mondial la bas, a câștigat un campion okay. mondial de bas. Wow. Culorile sunt gândite, s-au adăugat niște nuanțe foarte importante în perioada asta și sunt, chiar sunt prizătoare, și corpul destul de îngust, așa, permite da. montarea pe offset. De aici se ajunge la folosirea acestor, acest, acestor genul de gume, mai, nu știu cum să spunem român, așa mai afuzolate, spunem noi. Fuzif, nu fusi mai, mai ascuțite, ascuțite să-i spunem așa generic, că sunt gume ascuțite. Oameni buni, ne apropiem cu pași rapizi astăzi de finalul emisiunii. Suntem la 10 minute distanță de a ne lua la revedere, așa că vă recomand să le folosiți și să-i adresați lui Roberto întrebări. Nu uitați să ne mai împingeți un share pe aici, pe acolo, dacă mai e loc, pentru că acest live rămâne în cronologia noastră pe Facebook și în zilele următoare va fi disponibil și pe YouTube. Mă gândesc că poate mulți n-au avut timp, poate n-au ajuns la ei informația în mod corect, deși sper că am făcut tot ce mi-a stat în putință să ajungă și să o găsească, pentru că la momentul la care închidem, rămâne și puteți să-l derulați ori de câte ori doriți, dacă vă murit ceva sau dacă aveți ceva de lămuriți și ne puteți și scrie cu, cu ocazia asta. Domnul Florin, Flo, bună seara, Florin, uh, cu ce gramaj ar trebui să dăm acum la șalău? Bună întrebare, dar nu știm unde. Aici ține foarte mult de uh, lac, de râu, de da. Dunăre. Uite, pe Dunăre acum în perioada asta, ai zis tu mai uh, repet, devreme. Uh, repet, da. pe Dunăre, uh, dacă ne mutăm din 10 în 20 de metri, da. uh, să schimbă curenții. Un, un lucru care am învățat și eu. Nu m-am născut nici eu învățat, mergând cu alți pescari din zona Oltenie, zona Craiova da. și așa am învățat acum pe Dunăre, greutatea o calibrez în funcție de curent. Timpul încăderea analucii trebuie să fie un minim 5-6 secunde. Da. Asta este ce am, ce am văzut eu, așa că... Eu am mereu o grămadă de, de bile, cum se da, zice. Da, uite, iarăși, iartă-mă, domnul Luci Login, bună seara, acum mai mănâncă șalul, pe păi asta vorbim da. exact, acum e perioada Fixă în care... acum mananca, da. mănâncă, ce noi ajungem să folosim jiguri de genul ăsta. Nu-l scăpa, te rog, că îmi faci gaură în laptop, îl țin eu mai bine ca asta să Asta e o matriță măs. modificată e de, mine. laptop, nu de alta. sunt 80 e, de grade. Nu e păcat de gumă, nu de laptop, de jig, nici nu mai știu să vorbesc. E mare, da. Asta A. dacă cumva ai un coleg de barcă pe lângă tine și ți-a probleme de eu... și vrei să faci ceva, un firul de două ori după vârful lansetei, folosești o rangă și te faci ca să arunci firul în direcția. Probabil lui. că, din păcate, e... nu o să poată vadă. Păi, nu da? mai vede nimic, de fi, e la alea sfinte uh, dacă l-ai lovit. Poți să asta. le povestești tu, asta este extremele pasiunii mele. Uh, nu, no, că fac un pas înainte, oameni buni, vin la cameră. O un călik făcut da. de coleg. Să vedem imediat dacă voi și reuși, o să pun pe o, pe o coală de hârtie, în primă fază. Deci mi amintesc de două orele alea de insectar, Roberto, jur, deci mă duceam și alergam gândaș pe afară să-mi dea diriga notă de trecere ca să pot să mă duc la pescuit când eram copil. Nu știu sigur dacă reușesc să vă prezint ceva, dacă am șarf, dacă... Da, o să fac altfel. Înțeapă în, în, în Păi da, să-l încep în hârtie, dacă nu în deget, nu? <laughs> e barbless, e, iese. E, e barbless, iese, da? Nu știu sigur ce se vede, cum se vede. Încerc să-l depărtez cumva, mai, 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 nu cred nu, că o să, să se reușim să-l un să pic mai în stânga. Nu... Deci vă dați seama că dacă nu-l vedem... A, uite, uite da, -a da apare încet. acum. Aha, aha. Nu știu dacă e bine, dacă nu e bine, dar... Se vede o mică pată. Ok, e minuscul, e clar că e minuscul, e ca un fel de da, de, ca idee de, așa, de babușcă. A, da. Și cu extremele. A, da, a, cu el. Ce caută la tine întrusă? Tu mergi la păsări, nu mergi la roșioară, nu? Da, uite, a fost o situație într-un concurs organizat foarte bine de colegii de la Spin Club de la Cluj, în care, din păcate, Sezonul nu a fost propice, apa era foarte caldă. Ok. Păstrăvii nu mâncau. Okay. Absolut. A fost, căutam cleni. Da. Și am ajuns, colegul meu mie, a ajuns la concluzia că clenii acei mici trebuia să prindem clen de 7-8 cm. Și sâmbătă n-am reușit, dar duminică studiem problema. A a crea... iau. Asta e super okay. pe mine de creat. Ce... A creat acest jig care are 0,1 grame pe un cârlic de de 20. Astea da. sunt extremele, dar uh, un pește prins într-un -o, da. o, 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 o moment, o intuiție, o, un ceva, ți-a salvat un concurs. Okay. Un singur pește. Revenim un pic la discuția care am avut din, înainte de intuiție. De... Da, da, da. Clar, uite, iarăși aici, domnul, în seara, în primul rând, domnul Viorel Stroie. Ce extreme folosești? Păstră pe râu, trauteria și lașa ca idee. Și domnul Cristi Scârleț ne întreabă care sunt șansele pe Dunăre de pe mal zilele astea. Nu, este ok. Pe Dunăre și de pe mal se prinde. Unde Roberto că... de pe mal? Sunt copaci cu jigul direct da, în copaci. Nu, ca idee, la Otenița să pot pescui pe zona de pietre, în da. dacă se învață pescuitul. Uh -huh. Aici, uite, se leagă pescuitul la păstră, da. cu pescuitul la păi șalou, așa de pe mal. Plecat, exact așa am plecat uh, pe misiunea. Aici se leagă, este zona aceea, să zicem, de la stația de 22, da. toată, toată lumea, cine se duce pe tenisă știe, 22, toată zona aia de pietre, așa este foarte bună de șalău, uh -huh. de pe mal, chiar mai mult decât în barcă. Da. Barca e foarte greu să te ancorezi. Și aici intră similitudine. Aceeași lucru cum jigul trebuie să-l sari între pietre pe râu, fără să te agăți. Da. că altfel, repet, în 45 de minute să pierzi unii înaintea, să stai să legi unul care a mai chiorit și ca mine, destul de greu. Aceeași lucru dacă reușești să-l aplici pe dunele între pietrele alea, să reușești să-ți calibrezi mâna, căderea, să calculezi să nu, să nu te agăți, că altfel da. este un macel. Da. Și da. să da. prinde da. și aloc chiar și pe dunele. Acum, găsim locurile în afară, care trebuie la 22, dacă. Să reușească să ajungă pe acolo, chiar să fac capturi importante. Am înțeles, uite, în ultimele 5 minute ale emisiunii, uh, scurt, uh, Georgian, domnul Mădulărea, dacă pronunț bine Georgian, merită căuta șala o noaptea pe dunele? Da, merită. În primul rând, vara. Foarte mult vara are niște ore, eu mm -hmm. repet, m-am dus doar de două ore, am văzut prin zân niște șalei capitali. Da. Uh, M-a învățat cineva că șalou noaptea când mănâncă, am stat și eu să ascult, face un zgomot gen o ventuză uh -huh. De senzația că șalou atacă uh, pești mici la mal da. și Eu nu am prins, să recunosc, în liniște, sculele lăsate la 10 metri da? Dar am văzut niște capturi chiar impresionante Am văzut prin zâns șalei de 8 sau 10 kg noaptea pe wobbler Ok. Indigen vs. curcubeu, și cu asta o să încercăm să închidem. Avem 4 minute. Da. Indigen versus curcubeu în competiție. Uh, comportamentele, comportamentul este foarte diferit. Da. Uh, eu prefer să pescuesc indigenul, uh, are un defect indigenul. De ce prefer? Hai de să să încep de la început. Indigenul aleargă momeala, vine după momeala, aleargă 4, 5, 6, 7 metri. Mi-amintesc că eram, eram în Bosnia. Acum, la primul meu participare, am fost ca Rander, da. am fost uh, lui Bamse, care okay. e o ocazie să salut. Și mi-amintesc, la o plecare, a plecat într-un loc. În momentul da. în care a lansat rotativa pe cealaltă parte, cred că s-au ridicat 40 de indigeni. Au venit după rotativa aia. Au fost atât de mulți, deci nici unul a luat o în gură. Am Dar veneau 7, 8, 9, 10 metri, ceva ce Curcubeu, ca idee, nu face. Indigenul este foarte activ, dar să și taie mult mai repede față de curcubeu. Astea sunt indigenul, odată înțepa față de curcubeu pot să zic că eliberat într-un mod curăspunzător mănâncă din nou. După curcubeu, 5 minute ce l-a eliberat, mănâncă din nou. Noi am pescuit chiar și pe fântânei. Așa. Fiecare da. are un comportament. Fântânelul se grupează, mănâncă pe loc. Curcubeu Mănâncă de aici cred că s-a pescuit foarte mult doar cu jiguri până mănâncă mult în pasata Lăsat și căutat da. mergând fără să încerci să Să la să la tragi spre momeală lăsând o prezentare cât mai naturală în da, natural, Da. și da, lăsat da. în apele mai adânci unde el să uh -huh. Parchează se, okay. cantonează, da, se, se cantonează Se cantonează Da da, da e corect, corect Așa se Asta este cea mai mare oricum diferență comportamentul în atacarea nolucii Sunt niște indigeni care pleacă de pe malul opus și da. vine chiar până malul ăsta, după, după momeala. care e cel mai uh, frumos, după tine, sector de apă pe care ai concurat? Din România. Unde te simți tu cel mai bine la Păstrău? Din toate locațiile în care ai fost. Asta nu înseamnă că e una mai bună decât cealaltă. Nu, nu, uh, nu ce, sincer, sincer da. ce mi-a plăcut cel mai mult este la Buzău, la Vamea Buzăului. Da. Uh, este și apa foarte ok. Uh, pre, ce, îmi place cum este așezat Peștele care se, se pune acolo este foarte activ. Poți să recuperezi un concurs chiar la ultima manșă. Oh. Este, asta este care poate să facă diferența într-un concurs. Uh -huh. Peștele ăla este foarte bun, este foarte curat, este zona care eu am preferat, am avut și rezultate bune și pentru astea. Anul ăsta am mai fost pe la Petroșan, într-un râu un pic mai particular, foarte frumos ca așezare. Da. Mi-a plăcut, mi-a mi plăcut și pe la, am fost pe la Doda Pili, da. am făcut un concurs, a fost prima dată, mi-au povestit mulți de Doda Pili Mi se pare s-au eliberat și indigeni, a fost foarte frumos și toată așezarea aceea în zona Râurile avem frumoase, din păcate văd un lucru care chiar îmi pare rău, noi populăm peștele, încercăm să pescăm de barbetați, da. le liberăm. Și după ce noi am terminat concursul, tot ce am făcut, tot ce ar putea aduce un plus apelor, dispare într-o zi două. Asta este singura, singurul care mie e un pic un regret, îmi pare da. rău. Da. Și dacă pot să fac o remarcă, și cine Sigur. se duce pe Dunăre în perioada asta, Cine, eu măcar așa încerc să fac, femelele care sunt cu, cu icre în perioada asta. trebuie Ar trebui eliberate. Eu înțeleg mentalitatea că vine ea cu plase, ok, dar eu încerc în micul meu să fac bucățica mea care pot să o fac. Asta. Este ca dacă vrem să mai găsim lei capitali, trebuie să crească de acum și șalou capital, știți că este în 15-20 de ani, a trebuit totuși măcar puținul care putem face noi. Adică că nu să cred dăm că... o mână de ajutor special. O mână de ajutor. O, pătășim, o de 6 kg. Oricum eu n-aș mânca un șalou de 6 kg, ținând cont că a trecut apa prin el 15 ani de zile. Dar la nivel de pescar, dacă te numești un pic pescar, nu cred că ai nevoie să iei un pește de 6, 7, 8, 10 kg acasă. Nu-i văd rostul. Am Asta înțeles. este... Dacă o mică remarcă care vreau să o fac da. pentru conservarea, pentru conservarea speciei. Uh, oameni buni, cred că astea au fost ultimele concluzii cu care Roberto ne a delectat în această seară. Roberto, îți mulțumesc pentru prezență, m-am simțit fă, foarte bine. A trecut repede timpul, nu? Da, sigur. Sper să fi putut explica în felul da. meu Mi -am notat cât pot eu aici mai bine câteva lucruri, dar de data aceasta nu o să mai fac un rezumat. Vă provoc să urmăriți live-ul de la cap la coadă, pentru că Roberto a dat foarte multe informații, zic eu, importante. A fost, cred că, extrem de sincer, n-a avut niciun secret. Uh, un om care pescuiește cu Heracles, dar care ne-a vorbit și de Sencroaur și nu numai. O să vă las să descoperiți lucrul acesta. În curând, uh, live-ul, emisiunea din această seară va fi disponibilă pe canalul de, de YouTube, la Pescuit cu Total Fishing, unde vă invit și vă recomand, dacă îmi permiteți acest lucru, să vă abonați. Imediat ce v-ați abonat, veți primi o notificare precum că fie am încărcat un live, fie că a apărut un nou material video, evident, cu și despre pescuit. Nu uitați de blog, de secțiunea de blog, unde, așa cum vă spun de fiecare dată, punem articole atât când ne permite vremea. Poate și în urma unei vizite la Trauteria vom reuși să condensăm câteva materiale care să vă fie de folos. Acestea fiind spuse, Roberto, îți mulțumesc frumos pentru, mulțumesc pentru, și pentru eu prezență. Vă ați invitat, sper că am putut să dau câte informații. Cu siguranță. Sper că a putut să fiu de ajutor pentru cei care vor, care știe, sau cei care vor să înceapă. Fatul okay. meu e să încercați pescuitul la păstră, acum, în cazul de București, area. Uh, avem o posibilitate de a fi aproape și să a ne întâlni. Deci veniți rău. la gru. Dacă vreți să-l vedeți pe Roberto live, veniți la gru și luați la întrebări. Până uh, data viitoare. Pescuitul cel mai important este să ne, să ne întâlnim. Să ne întâlnim. Să stăm, să ne simțim bine. După aia este concursul. Într-adevăr, la concursul nu mai cunosc pe nimeni, dar să te întâlnești este ocazia de a ne întâlni cu toți. Să ne vedem cu bine, dragilor, la Pescuit cu Total Fishing și data viitoare. Toate bune.